Dimineața bună. Eu mai ascult chestii pe YouTube sau muzică sau așa, am mers. M-a intrat o curistă de asta, o percepție pură, o ceva de genul, că percepția, nu știu ce scrie acolo. Bună ziua, nu știu ce, ce eu intru pe live-ul ăsta pe YouTube ca să mă eliberez pe mine. Îți dai seama, trei cuvinte și îți dai seama de un om care se crede o puristă ceva, o spirituală ceva, care zice eu intru aici să mă eliberez pe mine. Adică, în cuvinte române, să scui pe voi. Toate problemele care le-am în mine, să le scui pe voi. Deci așa începe live-ul ăla. No, cum se uiți la așa ceva? Că spune ceva, intru aici să mă eliberez. Nu știu, intru la WC-ul aici pe YouTube sau ce dracu, intru să scui, intru să mă eliberez. Păi stai mă, tu faci un live spiritual, nu ești eliberată deja. Și eu nu m-am uitat câte vizionări are, dar o să mă uit. Bă, nu ies că multe, clar, nu? Că mulți stați la primire, la unul scuipă și tu stați la primire acolo. Să-i libereze, Doamne ferește, Doamne ferește, Doamne, și voi să-i vizionați, voi, care intră ei să se elibereze, vai, mă, păi de aici preluați voi, mă, de aici preluați voi, de la aia, luați o poveste pozitivă, da, cum faceți voi, vă spune ceva, au iubire, au iubire, ah, percepție, ah, nu știu ce, pozitiv. Dar ea, în ce vă spune, ea se eliberează, vă, scuipă negativul din ea, mă. Și vouă de moment vă crește inima și pe aia tătă ziua se terminați, că n-ajungeți la percepție sau n-ajungeți la mama naibii ce mi-e vine, ce mi-e trece la aia prin cap. Mama mia, mama mia. Deci așa preluați voi. Aia vă dă un pozitiv din asta. Vai, viața superbă, iubire peste tot alea, alea. Atunci, da, capul tău și tu, de ei mental cu ea, vă cuplați acolo oameni, că ea scuipă, știi? Și atunci, tu nu vezi negativul din faza aia. Toată ziua ești praf la muncă, ești praf la, în viață, ești praf în cuplu, ești praf și pulbere. Și nu știi de ce nu ești bun toată ziua. Aia e ca un fel de telepatie. Aia scuipă în tine mereu negativ, mereu te umple. Ea se eliberează, dar nici ea nu se eliberează. Stați liniștiți. Că și peste 10 ani dacă mă uit la ea, tot așa zice, intru să mă eliberez. O fi luat povestea asta în gură și dacă mă uit și peste un an, tot așa o spun. Băgați-vă, vă, mințile în cap. Nu mai fi stâmpiți.